Bună seara, doamnelor! Bună seara, domnilor! Sunt Marius Constantinescu. Până la 20 și 30 de minute, TVR Cultural vă oferă intrare liberă. Astăzi despre o temă care, iată, coincidență sau nu, este reactivată de Luna Femeii în spațiul dezbaterii de idei. Feminitate și feminism în arte, literatură și industrii creative. Avem senzația, de cele mai multe ori, că diferențele de gen sunt exclusiv apanajul trecutului, mai ales în aceste zone intelectuale. Și totuși, vă propun să privim mai cu atenție lucrurile și să vedem dacă nu cumva operăm cu niște clișee. Mai există discriminare inclusiv în aceste medii progresiste? Asistăm inclusiv la o discriminare pozitivă? Sunt doar câteva idei pe care vi le propun dumneavoastră, dar și invitaților noștri. Ei sunt Ioana Nicolae, scriitoare. Bună seara, bun venit la TVR Cultural! Seara, mulțumesc pentru invitație. Și noi, Ada Solomon, producător de film. Bine ai venit, Ada. Bună seara, bine v-am găsit. Roxana Dumitrache, manager cultural și activistă feministă. Bine ai venit, Roxana. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și noi, și Alexandru Bălășescu, antropolog. Bună revenire, Alexandru, la TVR Cultural. Bună seara, mă bucur să fiu cu... De asemenea, alături de noi, pe parcursul discuției noastre, va fi la un moment dat și doamna Mihaela Miroiu, profesoară de teorie politică și etică feministă și inițiatoarea cursurilor de teorie feministă și studii de gen. V-aș propune să plecăm de la un lucru care poate să pară un pic superficial, dar care ține inclusiv de prezentarea pe care v-am făcut-o. Pentru că avem pe de o parte, iată, o scriitoare, dar avem pe de altă parte, Ada, un producător de film. Oare ar fi trebuit, ca să fiu cu totul și cu totul corect, să acord inclusiv profesia? E o discuție care există în continuare în spațiul public. Da, pentru mine nu e atât de important. Sunt mândră că sunt femeie, dar sunt cine sunt? Sunt Ada Solomon, mai mult decât femeie sau bărbat. Okay. Sunt producător sau producătoare după caz și, în fine, iată, în meserie, pe plan internațional, deci în limba engleză, nu există. Corect. Engleza este mult mai clară din acest punct de vedere, sigur da, că da. Da. Dar sunt absolut ok cu ambele formule de adresare. Nu cred că asta, ceea ce fac, mă definește mai mult decât cum sunt numită. Și pentru mine asta e important și asta încerc să fac și în calitatea mea de om care e într-o poziție de lider, care are datoria să sprijine și să inspire pe cei din jur, și mă străduiesc să țin steagul sus în direcția asta pentru colegele mele de breaslă sau colegele din sectorul în care activez. Roxana, aceeași întrebare pentru tine. Cât de mult contează astăzi, într-o perioadă în care cred că ar trebui să fim mult mai atenți la toate lucrurile pe care le spunem, pentru că de multe ori ele oglindesc anumite atitudini și obiceiuri sociale, inclusiv un asemenea mod de prezentare, știi? Așa este, eu țin cumva la feminizarea substantivelor și nu neapărat când vorbim de profesii care țin de domeniul artei, ci când vorbesc de funcții care social sunt încărcate cu prestigiu. Avem, de pildă, tendința de a folosi doamnă director sau doamnă președinte. Ni se pare că dacă feminizăm termenul, îi scădem din prestigiu. Mie mi s-a întâmplat, de pildă, un lucru care acum mi se pare amuzant. Atunci am reacționat destul de inconfortabil. Am fost prezentată ca activist feminist. Ceea ce, sigur, părea înduioșător, pe de-o parte, dar în același timp demonstra, de fapt, că e un reducționism teribil aici. Și țin, într-adevăr, la feminizarea profesiilor. Fac lobby puternic pentru asta. PEN a avut o inițiativă foarte interesantă recent, pentru că a fost Ziua Scriitorilor și pentru prima dată, mult mai clar decât în alte contexte, au fost sărbătorite și scriitoarele. Și pentru că ai pomenit-o pe Mihaela Miroiu, a avut chiar o conferință despre scriitoare cu ocazia Zilei Scriitorilor și Scriitoarelor organizată de PEN International.
Iată o primă distinție așadar, o avem pe Ioana Nicolae alături de noi, scriitoare. Ioana, cât de mult se simt astăzi la noi, dar și în mediul internațional, pe care îl cunoști foarte bine, dacă eventual mai este cazul, asemenea diferențe care pleacă de la o feminizare a unui substantiv până la urmă și care pot să fie la un moment dat simptomatice pentru un anumit tip de atitudine? Eu sunt scriitoare și am marele noroc că scriitoarele au un pic de tradiție față de producătorii de film sau de activiștii feminiști. Este diferită situația, dar și tradiția aceasta a scriitorilor este pusă sub lupă în nenumărate feluri. Când am intrat eu literatură acum ceva timp, mi s-au întâmplat situații de felul acesta. Un domn scriitor foarte... foarte cunoscut și foarte drag mie. Asta trebuie să o spun, pentru că întotdeauna l-am admirat foarte tare. Mi-a dat un telefon și mi-a spus, am înțeles că ai publicat acum o carte așa cu povești de astea despre maternitate, despre sarcină. Deci ce e extraordinar cu lucrul ăsta? Ce ți s-a părut extraordinar cu povestea asta? Cum? Adică nu-ți dai seama că toate femeile trec prin așa ceva. Nu-i nimic special cu toată povestea asta. Și atunci, bineînțeles că eu am încremenit și am zis, este cartea mea, cerul din burtă. Mie mi se pare că altă carte înaintea ei n-a mai fost în literatura română pe acest subiect. Adică m-am străduit să fac o treabă bună. Și mi-am dat seama încă o dată cât de complicată este situația asta cu scriitoarele. Pentru că scriitoarele au mereu o dublă măsură în receptarea lor. Fie sunt personalități accentuate, percepute așa, agresive, care fac scandal, care sunt puse pe harțe, care sunt în stare, nu știu ce să facă, fie, din potrivă, sunt personalități de fundal care nu au nicio mai importanță. Discrete, eventual, mai sigur. Discrete, mai puțin verbale, mai puțin vocale. Da, în receptare, dar care nu exact. Merită în niciun fel prin planul. Da. Sigur că lucrurile s-au schimbat foarte, foarte mult și asta mai ales în ultimii 10 ani. Și pentru că am dat povestea cu scriitorul, aș vrea să dau și una foarte, foarte recent, acum... nu mult timp, acum vreo 2 săptămâni m-am întâlnit cu un prieten, iarăși un scriitor admirat și iubit și el, care mi-a spus așa, ei, noi bărbații nu mai avem nicio șansă, voi femeile acum sunteți în prim plan, de câțiva ani toate reflectoarele sunt pe voi, voi sunteți cu premiile, voi sunteți, uite, acum vine martie, sunteți numai voi, da, da, da. Scriitoarele, nu ai nicio șansă. Și am stat și m-am gândit dacă nu avea dreptate un pic. Asta cumva ține de acea discriminare pozitivă, da, pe care am amintit-o mai devreme. O să vedem dacă ea este într-adevăr fundamentată, însă dacă ești de acord, m-aș întoarce puțin la prima poveste, la primul caz, acel scriitor despre care ai spus că ți-a rămas în continuare foarte drag, da, deși ți-a spus un lucru care astăzi ar fi intens sancționat și sancționabil și care cred că poate că a avut inclusiv urmări asupra ta, asupra felului în care te-ai simțit vis-a-vis de actul tău de creație și vis-a-vis de această opinie venită mult prea ușor, nu? Da, dar eu aici disociez foarte limpede lucrurile. Pentru mine arta este artă și arta merită admirată dincolo de gen. Nu contează că este în spate un scriitor sau o scriitoare. Eu sunt poate un pic de modă veche, dar eu chiar iubesc literatura. Literatura fără gen. Și pe de altă parte și acest scriitor venea dintr-o tradiție și dintr-o cultură care era, firește, o cultură patriarhală. Sigur că da. Nu și avem... cel mai probabil el nu a intenționat în niciun fel să te jignească, să diminueze întrucâtva valoarea. Dar și... pot continua dacă vreți. Da. Cu alt telefon. Ok. Cu alt telefon, dar nu vreau să monopolizez. Asta a fost foarte simpatic. Mm-hmm. Un poet de data asta. Eram tot pe la început de drum, care mi-a zis, vai, acum... ce o să faci tu? Că eu nu înțeleg cum mai poți tu să fii scriitoare, că doar te-ai măritat cu un scriitor. Scriitorul cu care te-ai măritat e foarte cunoscut. Ce o să mai faci tu? Eu când m-am însurat,
Soția mea scria și ea versuri, dar i-am spus clar, nu încăpem doi într-o casă. Am înțeles. Bun, uite, avem câteva situații care îmi permit să-i arunc o primă întrebare lui Alexandru. Vorbim, cum spuneam și în introducerea emisiunii, de niște medii care par privilegiate, niște medii care par progresiste, deschise, foarte atente la tot ce se întâmplă în jur, aruncând așa o privire generală și generalistă asupra lor, Alexandru. Ți se pare că această discriminare de gen este încă o realitate recurentă? Noi în antropologie sunt mai multe curente, evident, în antropologie, dar eu sunt în curentul ăla care spune nu oamenii au idei, ideile vorbesc prin oameni. Uh-huh. Nu contează în ce mediu ești și cum te, cum te miști prin lume, ca să spun așa. De multe ori ideile ne iau înainte și ideile acelea sunt structurile acelea culturale de care toată lumea a vorbit până acum, adică patriarhia, dominarea masculină. Mm-hmm. Eu am povești similare din exact același tip de poveste de la coadă de intrare în avion acum două zile. Veneam din Istanbul. Se vede. Și se vedea de pe culoarul de intrare cabina piloților. Și era un pilot, capitan și capitană. Da? Erau o femeie și un bărbat. Și în spatele meu, doi băieți vașnici vorbeau, a, ce-o fi cu aia acolo? A, păi, cred, probabil că e o stewardesă. A venit să viziteze, nu știu ce să vorbească. Era. Deci, acele structuri continuă să fie foarte accentuate în, în modul de raportare și nu e, în antropologie, cum spunem, nu e vina individuală persoanei care o face neapărat, ci este un mod în care această persoană a fost aculturată. Da? Creștem cu toții într-un anumit mediu sociocultural, politic și așa mai departe și la un moment dat ajungem să reproducem acele structuri. Problema e cum facem schimbare. E exact motivul pentru care întrebam, pentru că știm foarte bine, mulți dintre noi am crescut într-o societate patriarhală, într-o societate care cumva a continuat să mizeze pe această ierarhizare între genuri. Pe de altă parte, de niște ani buni deja, există foarte multe voci prezente în spațiul public care, evident, merg împotriva acestui mod tradițional de a vedea lucrurile. Și pentru asta eram curios dacă în această sferă a industriilor creative, a zonelor frumoase, da, în care intelectul este cel care domină, încă ne mai întâlnim cu asemenea feluri de a privi lucrurile. Și sigur, noi am făcut aici, iată, o colecție de întâmplări, uneori amuzante, anecdotice în orice caz, dar va trebui să vedem pe parcursul discuției lucrurile și în dimensiunea lor mai serioasă, pentru că, din păcate, avem și asemenea situații în care vorbim nu de anecdote, ci de o schimbare a raportului de forță, de o sintagmă pe care o întâlnim foarte des, aceea de masculinitate toxică. Chiar aș vrea să vă întreb, ce înseamnă masculinitate toxică și încep cu tine, Roxana. Masculinitatea toxică e o exacerbare a virtuților tradiționale asociate cu masculinitatea, dar duse într-o formă, sigur, paroxistică. E o formă de violență, e o formă de asimetrie de putere. E până la urmă masculinitatea toxică și o vedem foarte des în cazul liderilor și aici fac legătura cu ceea ce a spus Alexandru mai devreme. Copii, băieții internalizează de mici că ați afișa emoția, fragilitatea te face slab, te face mai puțin bărbat. Purtând acest bagaj internalizat de mic, ducându-l în viață și asezonat și cu sintagme de tipul boys never cry, da? Bărbații niciodată nu plâng, își dau seama că de fapt pentru a fi un lider trebuie să fii foarte puternic, chiar să-ți camuflezi total emoțiile, ba chiar să aluneci într-o parte a paroxismului. Văd asta mai degrabă în zona leadership-ului de companii, de pildă, în zona privată, în care sunt o sumedenie de bărbați care cred că așa se conduc echipele, cu mână forte.
o variantă autocratică, de altfel, de leadership. Dar vedem masculinitate toxică peste tot. N-aș spune că e ubicuă, dar sunt în multe contexte se găsesc forme de masculinitate toxică. E, de fapt, o masculinitate sexistă, misogină, care consideră că femeia este cetățean de rangul 2, că arta creată de femeie, de pildă, e o formă de minorat intelectual și că rolurile pe care femeile le joacă în artă sau în cetate sunt mai degrabă cele de muză, decorative, dar nu la fel de relevante ca cele ale bărbaților. Ada, te-ai simțit vreodată o femeie într-o lume a bărbaților? Ei, sigur că m-am simțit femeie în lumea bărbaților, dar numai că asta aș vrea un pic să leg, sigur, inclusiv întrebarea asta și de ce spunea Roxana și de ce spunea mai devreme Alec. Eu am fost un om extrem de norocos și cred că de fapt toate lucrurile pleacă de la educație și nivelul de vulnerabilitate pe care îl porți cu tine e un bagaj care vine de acasă, din ce ai învățat, din ce ți s-a dat. La mine în familie tata era minoritar. Tata a adorat-o pe mama, mama era principalul, provider, nu știu cuvântul românesc acum, în familie. Mama câștiga mult mai mult decât tata. Cumva întreținătorul familiei, întreținătorul, da, principal al familiei, lucrau amândoi, dar mama câștiga mult mai bine decât tata. Deși era mai puțin educată, mama a avut, așa erau vremurile, din păcate, 3 clase și aia a fost. Dar a făcut o carieră, a fost manager, a fost un om care a condus o echipă, în fine. Și în casă mai erau bunica maternă și sora mea. Tata întotdeauna a admirat-o, a respectat-o pe mama, juca table și comenta meciurile de tenis și de fotbal cu bunica. Și eu așa am crescut. Eu asta am văzut acasă și am știut că eu sunt egală oricărui bărbat, că mama este eroina familiei noastre și așa mai departe. Și asta am aplicat. Pe urmă, la școală, sigur că școala comunistă făcea mai puțin distinție între băieți și fete. Deja, mă rog, eu am făcut liceul la Real, eram egale. Șefii de promoție la clasa noastră de matematică, fizică, am fost 2 fete, nu la clasa, la școala noastră. Una dintre ele, colega mea, este astăzi un medic pediatru absolut admirabil și care conduce un colectiv. Eu fac ce fac, adică nu se discuta despre asta, nu eram mai jos. Dar sigur că pe urmă în cinematografie și în parcursul meu am avut 2 obstacole. Unul, că sunt femeie. 2, că nu am studiat arte. Eu sunt inginer. Da, da, da. Pregătirea de specialitate, de cinematografie, pregătire specifică. Cumva a fost o perioadă importantă în care, deși partea de producție, eu mi-am făcut compania nu cu soțul meu, ci am avut un alt partener cu care am pornit la drum singură, multă vreme am fost considerată soția soțului meu și eram cineva pentru că eram soția soțului meu, până când rolurile au început să se inverseze. Dar ăsta a fost un proces care m-a afectat mai mult din punctul ăsta de vedere, că nu sunt suficient de educată ca să fac meseria pe care o fac, decât din punctul de vedere din relația feminin-masculin. Da. Dar, pe de altă parte, în prima parte a carierei și multă vreme, am dezvoltat un soi de vulnerabilitate față de regizorul, de creatorul pe care trebuie să-l servești. Dar asta vine și, sigur, din specificul tipului de cinema pe care îl fac eu, care e un cinema de artă, sigur, în care autorul, creatorul este demiurgul,
Vezi că tot la masculin punem substantivele, deși da, noi știm foarte bine că în spatele autorului, creatorului demiurgului, sunt, o să ne spui tu, în egală măsură, bărbați și femei. Încă nu în egală măsură. Am înțeles. Încă nu în egală măsură. Sunt tot mai multe femei, de asta mă gândeam ieri, cred, apropo de prezența aici, că eu în ultima vreme citesc literatură scrisă de femei. Și asta mă interesează, asta vreau. Nu e că nu am acces sau că o refuz sistematic pe cea scrisă de bărbați, dar e cumva la trei cărți scrise de o scriitoare, e una scrisă de un scriitor și acolo sigur că mă duc în zona care mă interesează pe mine, spre universul care, și problematica care mă captivează pe mine, care mă interesează. Adică prefer să citesc un autor care vorbește despre relații de familie, despre cuplu, despre evoluție, despre generații, mai mult decât orice altceva. Ok, despre cinematografie și despre literatură feminină și sau masculină vorbim și în minutele următoare, dar deocamdată este alături de noi doamna Mihaela Miroiu. Mă bucur mult să o salut. Bine ați venit la TVR Cultural. Și eu vă salut cu multă plăcere și mă bucur să vă văd pe toți. Mulțumesc că sunteți alături de noi la o discuție pentru care contribuția dumneavoastră este esențială. Așa cum am spus și în introducerea noastră, sunteți inițiatoarea cursurilor de teorie feministă și studii de gen în România și din această perspectivă, inclusiv pentru a intra un pic în această zonă destul de spinoasă, mai ales în ultima vreme, a mediului academic, v-aș invita, doamnă Miroiu, să încercăm pe scurt să faceți un soi de evoluție a feminismului și a atitudinilor legate de feminism în spațiul românesc. Am să fac referire în mod special la ceea ce s-a întâmplat după 90. Vă rog. Pentru că a existat un feminist consistent, foarte semnificativ în mediile, deosebit mediile intelectuale și activiste feministe, după 1848, întrerupt complet în timpul comunismului, pentru că nu încăpea un alt ism pe lângă comunism. Ne mântuia pe toți de absolut toate problemele, fără să mai îngăduie altceva, alte perspective. În fine, nu intru aici în detaliu. Deci după 1990, primul lucru marcant, să spun așa, e faptul că femeile au fost înlăturate practic din viața politică. Adică de la un pseudo-parlament, o adunare națională în care reprezentarea nu era o reprezentare a femeilor, dar oricum prezența fizică a femeilor trecea de 30%, am ajuns la 42,5%, ceea ce ne spune, în primul rând, despre o societate care și-a reprimat tendința politică misogină foarte puternic și a dat drumul după 1989, deci după ce a avut libertatea să o facă. Un alt lucru marcant este că în 1990, în 20 mai, femeile au votat pentru prima oară în istoria României în alegeri libere și corecte. Deci vă dați seama că și din punctul de vedere al femeilor ca cetățene, cetățenia la feminin este o experiență care nu are decât 34 de ani, de fapt. Ce s-a întâmplat în sensul evoluției feminismului, să zic așa, și a punerii în discuția publică a problemei dreptății de gen, că despre asta vorbim. Da. Nu ne-am apucat de feminism de nebune sau de nebuni, că sunt și bărbați feminiști suficient de semnificativi, dacă nu am trăit într-o lume care ne umilește, ne desconsideră sau ne înlătură din capacitatea de a lua decizii. Acum, noi eram foarte ignoranți în privința feminismului și era normal să fim, pentru că n-am avut acces la niciun fel de publicații pe tema aceasta.
Vă dau un singur exemplu. Simone de Beauvoir a fost tradusă ca scriitoare. Dar lucrarea ei de teorie feministă și de filozofie și teorie politică feministă, Al doilea sex, nu a fost tradusă decât în 1999. Da. Deci, pe scurt, accesul, foarte general vorbind, la tot ceea ce înseamnă creația libertății autoreflexive femeiești, a fost, de fapt, în mare măsură nul. Doamnă Miroiu, v-aș întrerupe numai o secundă, pentru că ați vorbit mai devreme de o lume în care încă se întâmplă asemenea lucruri precum înlăturare, precum discriminare, precum hărțuire, precum, din nou, o foarte evidentă raportare de forțe din partea unui bărbat către o femeie. Și așa cum v-am spus, mergem către zona academică, zona universitară, pentru că, din păcate, în ultima vreme avem multe exemple, cumva activate sau reactivate, care vorbesc din nou despre acest tip de raport de forțe. Fără să ne mai ascundem după vorbe, vorbesc despre hărțuire sexuală, în primul rând, din partea unor bărbați la adresa unor femei, și asta într-o zonă în care toate aceste lucruri par cu atât mai regretabile și mai reprobabile, zona de mentorat, dascăl și învățăcel, studentă, da? Oricum, diferențele sunt foarte mari, sunt absolut semnificative. Aș vrea să vă întreb, știind foarte bine toate aceste exemple despre care opinia publică și inclusiv această bulă culturală la care ne referim adesea face referire, cum vă explicați dumneavoastră că totuși după niște ani buni în care se tot vorbește și avem exemple internaționale, dar și aici în societatea noastră, încă mai avem atât de multe asemenea exemple? Deci, în primul rând, comportamentul acesta nu e deloc o noutate. Sigur. În cartea pe care ați arătat-o la un moment dat telespectatorilor cu Mintea mea de femeie, eu relatez cazurile propriei mele experiențe din tipul studenției, care au fost și de hărțuire sexuală, dar și de tentativă de viol, în sensul cel mai abject al cuvântului. Adică e un comportament recurent. Acest comportament recurent are mult de-a face cu faptul că desconsiderarea femeilor începe prin desconsiderarea lor intelectuală, respectiv prin faptul de a socoti că ele sunt mai aproape de natură decât de cultură, sunt mai aproape de profan decât de sacru, că partea asta, să zicem, înălțătoare a umanității e mai degrabă monopol masculin și, în consecință, ele sunt creaturi de folos. La ce sunt de folos? Uite, o spune senatorul Lavric foarte proaspăt, apropo de asta, cu ștaif universitar și el. Sunt de folos la procreație, sunt de folos ca să îngrijească corpurile masculine, să le satisfacă dorințele. Logica lor este foarte puțintică, capacitatea lor de creație e de fapt de procreație și în rest ele nu înseamnă nimic. Ne aflăm în anul 2024. Modul acesta de a gândi continuă să fie înrădăcinat foarte serios din multe motive. În primul rând pentru că universitățile, deși au fost presate în fel și chip și li s-a pus sub nas un cod de etică, știu că am lucrat la el foarte mult, absolut, și a fost pus sub nasul tuturor universităților, livrat, ca să spun așa, pe tavă, cele mai multe fiind obligate să-l introducă, s-au apucat să-l ciopârțească și să scoată din el cât se poate, mai mult. Etica universitară nu face obiectul de intrare nici în postul universitar pe care îl ai, adică nu semnezi niciun fel de act cum că ai luat cunoștință de ce înseamnă integritate și etică academică, nici și care sunt drepturile tale, de exemplu, dacă ești student sau studentă. În consecință, noi în primul rând nu luăm în serios chestiunile de natură morală, de moralitate universitară. Ele vin la pachet categoric cu problema hărțuirii sexuale și a umilirii intelectuale a femeii.
Deci, pe scurt, aceste două lucruri sunt cuplate și ele se desfășoară în genul de cultură instituțională în care sunt permise, mai mult decât atât, în care nu se discută niciodată pe față, la modul foarte serios, problemele de genul acesta. În sensul acesta, eu mă bucur că fosta mea instituție, receptivitatea a fost foarte mare și de regulă și-a rezolvat problemele fără scandal public. Adică problema nu e că aceste lucruri nu apar, ci că instituția universitară în cazul acesta ia notă și face ce trebuie, respectiv sancționează sever comportamente de genul acesta. În dacă acesta, nu le se... Vă rog, da. Da. Vă rog, nu vă ascult. Vă rog. Nu, hai că poate sunt lucruri mai interesante din perspectiva întrebărilor dumneavoastră. Voiam să spun că în acest an 2024, la care faceți dumneavoastră referire, potrivit unui articol publicat recent de Scena Nouă, o treime din studentele din România afirmă că au fost cel puțin o dată hărțuite sexual în perioada studiilor. Mi se pare o proporție absolut îngrijorătoare și cred că ea ne aduce din nou cu discuția la această legătură de putere și aici chiar vă rog, invitați în studio dacă simțiți nevoia să interveniți și să completați, putere și autoritate pe care cumva o exercită inclusiv prin definiția lui profesorul, cadrul didactic, îndrumătorul în raport cu studenții pe care îi are. Nu știu dacă avem cu toții exemple mai mult sau mai puțin asemănătoare din perioada noastră de studii. Eu cred că dacă le căutăm, le și găsim. Roxana? Clar e un raport de putere asimetric. E firesc să fie. Vorbim de o relație de mentorat. Problema e când acest raport de putere se convertește în abuz, devine abuziv. Mie mi se pare extraordinar că studentele vorbesc despre acest lucru. Practic s-a anulat această spirală a tăcerii în care existau tot soiul de complicități între profesori, între studenți care asistau la aceste abuzuri și fragilizări de tot soiul. Însă ce mi se pare problematic e faptul că reacția publică, din păcate, tinde să demonizeze în continuare victima. Îi se reproșează că reacția e tardivă, că e o reglare de putere, că e un soi de... Poate să fie o reacție exagerată, exact, că e un alint, că e o vendetă tardivă. În cazul actrițelor, de pildă, li s-a reproșat că nu mai sunt suficient de relevante și atunci caută o formă de a se promova, ceea ce mi se pare absolut ticălos să gândești acest lucru. Eu am privilegiu, că îmi dau seama că e un privilegiu, eu nu am fost fragilizată în anii studenției mele, nici în România, nici în Marea Britanie, dar îmi dau seama că probabil sunt o excepție. În același timp, cred că există și o formă de pudoare. Sunt foarte multe femei care nu doar din teamă nu vorbesc, ci dintr-o formă de pudoare în care am fost crescute și pe care am internalizat-o. Da, de asta, te rog, de asta Ada, spun, dacă te-am simțit că vrei să intervii. Da, pentru că revin la această mică obsesie a mea că lucrurile țin foarte tare de educație, cea din familie și cea din școală, pentru că lucrurile nu pornesc în universități, lucrurile nu sunt puse pe tapet și nu sunt discutate și nu sunt cântărite nici în învățământul preuniversitar, unde, într-adevăr, deja pentru adolescenți, de-abia atunci apar toate lucrurile astea. Apar inclusiv relațiile care duc spre sexualitate, nu? Și îndrăgosteala elevului, a elevei, că se întâmplă, nu? Și de o parte și de alta. Și tentația de a depăși limitele ale a profesorului sau a profesoarei se întâmplă. Da, o să vorbim și de cazul acesta, firește. Fără discuție, adică nu e chiar doar de o parte. Da, da, da. Dar faptul că vulnerabilitatea nu e că oamenii nu sunt învățați și în special femeile și în special dincolo de femei minoritarii, cei care nu aparțin marii majorități,
dintr-un motiv sau altul, nu contează că vorbim de religie, de culoarea pielii, de mediu social din care vii, pentru că și ăsta e un obstacol din ce în ce mai mare de diferențiere și de vulnerabilizare. Cred că toate lucrurile astea trebuie cumva îmbrățișate, explicate, analizate și, evident, exact ce spunea și doamna profesoară Miroiu, discutate, dezbătute, puse pe tapet în școală și dincolo de școală în societate. Pentru că mai avem încă o mare tară, după părerea mea, în continuare, toată partea de societate civilă încă nu este suficient de puternică, de vizibilă, de activă, nu pentru a lua o parte, o poziție sau alta, ci pentru a le dezbate pentru numele lui Dumnezeu, pentru a discuta lucrurile astea, pentru a vedea de unde vin, de unde sunt rădăcinile, cum facem să înflorească o plantă. Nu e suficient că o udăm. Da. E mai mult decât atât. Da, pot să intervin. Vă rog, doamna puțin? Miroiu, sigur că da. Eu vă dau foarte multă dreptate, dar pe urmă trecem la întrebarea și cine trebuie și cum să facă lucrurile astea. Fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi este o chestiune care nu va duce niciodată la o schimbare decât în poate 150 de ani. Uh-huh. Deci există variante de schimbări. Există schimbări graduale, de tip conservator, care merg pentru că lucrurile se schimbă și lumea adoptă strategii conforme cu vremurile care vin, să spun așa, merg cu râu. Și există strategii ferme de schimbare care se cheamă politici de educație. Da. Uh-huh. Da. Numai că, din punctul acesta de vedere, există un refuz categoric al celor care conduc învățământul superior sau inclusiv al parlamentarilor să pună lucrurile acestea pe tapet, să facă educație pentru dreptatea de gen și educație în ceea ce privește comportamentul erotico-sexual. S-a discutat foarte mult despre educație sexuală. Bun, educația asta în sine, mie termenul nu îmi place pentru că cumva corporalizează excesiv, da, și scoate zona sentimentelor și zona morală din discuție. Dar educația pentru viața personală, educația pentru viața de cuplu, să-i zicem educație pentru viața personală, este extrem de importantă. Noi ieșim analfabeți funcționali în toate privințele din școală. Ieșim analfabet funcțional și în sensul de a ne cunoaște corpurile și ne-a îngriji corpurile și a fi bun vecin și a fi bun cetățeni. Doar se studiază un singur an de cultură civică în 13 ani de școală. Unul singur, în clasa 7. Probabil că vrem să ne integrăm direct în împărăția cerurilor, că religie se face 13 ani. Deci noi nu avem ore de cultură etică, nu avem ore de cultură sau de educație pentru viața privată, pentru că toate aceste lucruri să fie preîntâmpinate. Uite, de exemplu, cazul copleșitor al mamelor minore. Sigur, din educația pentru România, sănătate este un punct nevralgic din școlile din Uniunea România. Europeană, exact. Este, să zic așa, alcătuite din mamele minore din România. Da. Cum vrem noi să contracarăm toate aceste lucruri atâta vreme cât nu putem aștepta ca familiile să o facă? Așteptăm, dar așteptăm pentru majoritatea lor degeaba. Atâta vreme cât în curricula școlară nu există genul acesta de educație. Educație pentru viața privată, care să fie extensivă, inclusiv la chestiuni legate de comportamente sexuale, moral, dezirabile, indezirabile, incorrecte și așa mai departe. De unde să înțelegem asta? Doamna Miroiu spunea mai devreme că există un refuz al celor abilitați, celor care au pâinea și cuțitul, cum spune, un refuz de a modifica aceste politici de educație, da? Iar eu, știind că lucrurile de multe ori sunt foarte pragmatice, vă întreb, Ioana, Alexandru,
Cine credeți că ar avea de câștigat de pe urma acestui refuz? Pentru că întotdeauna, până la urmă, e vorba și de un câștig al cuiva. Asta este o întrebare grea. Nu știu dacă are cineva de câștigat, dar de pierdut, sigur, se pierde foarte mult. Cred că ar fi extraordinar de simplu să se accepte aceste programe. Mă întorc puțin la mediul universitar, pentru că mi-au rămas... Dar mai stăm în mediul universitar mi-au rămas niște cuișoare, așa, care îmi înțeapă mintea, pentru că aș vrea să spun un lucru. Toată povestea asta despre care noi vorbim, legată de ceea ce se petrece în universități, despre hărțuire, despre discriminare, de nu știu câte feluri în aceste medii, mi se pare un lucru, mi se pare o discuție. E bine că vorbim despre asta, am avut câteva cazuri recente, e absolut în regulă că vorbim despre asta, numai că pentru mine lucrurile stau așa. Eu fiind scriitoare, fiind de cursă lungă și fiind în război, întotdeauna m-am simțit în luptă. Eu sunt pe câmpul de luptă, în viață, în literatură, la ANAF, la peste tot. Oriunde în război mă duc, cu cine? Cu aici. Cu cine sunt eu în război? Păi să vedem puțin cum stă războiul acesta. Mediul universitar este o zonă, din punctul meu de vedere, minunată, o zonă asanată, o zonă în care putem discuta, o zonă în care, cel puțin eu, am avut aceeași experiență. Eu am urmat Facultatea de Litere din București, am cunoscut foarte bine acest mediu, niciodată nu am fost agresată în niciun fel în situația aceasta profesor-student. Despre situația asta vorbesc. Niciodată, în niciun fel, sau discriminată în facultate. Nu acolo. Jungla este dincolo de zidul facultății. Aici este războiul. Dincolo de zidul facultății e ceea ce spunea doamna Mihaela Miroiu, cu tentativele de viol, cu lucrurile pe care ea le-a dezvoltat în cumintea mea de femeie. Sigur că ele pot exista și în interiorul facultăților. Asta voiam să spun, că jungla, din păcate, poate să fie inclusiv în interiorul facultății. Dar nu e generalizată. Da, să absolut. Zicem, ne ferim de generalizări. Asta vreau eu să punctez, că uscături sunt peste tot, dar nu cred că este un fenomen general. Mi-am adus aminte, în timp ce se purta discuția, de situația aceea din Selinger, din The Vegan, anul de secare, dacă vă aduceți aminte, Holden Caulfield, care la un moment dat se duce la profesorul pe care el îl iubea. Are două, vizitează doi profesori, dar unul pe care el îl aprecia foarte tare și acest profesor îl găzduiește la el în timpul nopții și se strecoară în camera în care el doarme și îl mânghie pe păr. Ei, în momentul acela, adolescentul, că ați vorbit despre asta, adolescentul are un șoc îngrozitor și își dă seama că s-au depășit niște bariere. El își admira profesorul. Profesorul era un mentor. Venea la el ca să fie ajutat. Iar acest profesor, de fapt, îl agresează. Și una dintre problemele lui care duc după aceea la toată dezordinea și toată drama lui îngrozitoare este asta. Alta e dragostea. Mi-am amintit lucrul ăsta pentru că e situația asta, profesor-student, situația asta de putere. Întotdeauna aici lucrurile trebuie bine stabilite și de asta cred că e nevoie de acele reglementări. Până la urmă, problema este că niște reglementări există. Există un cod de etic al Universității București care, mă rog, definește hărțuirea sexuală drept un comportament degradant, intimidant, umilitor, care afectează capacitatea unui tânăr de a-și desfășura activitățile profesionale sau științifice sau de a-și exercita drepturile, indiferent de formele în care s-ar putea manifesta aceasta. Nu știu dacă este o definiție neapărat exhaustivă. Alexandru, te rog. Am văzut că voiai să adaugi ceva, aveam și eu o întrebare țintită către tine, pentru că până la urmă avem acest procent, o treime din studentele din România spun că au trecut prin cel puțin un asemenea episod. Deci, într-adevăr, uscături, dar uscături destul de multe care ajung la un asemenea procent îngrijorător. Și întrebarea mea pentru tine, Alexandru, era în aceste condiții, cum mai poți cu inima deschisă îndruma o tânără pentru a urma calea universitară, calea academică, văzând și știind că, iată, calea academică poate să includă și acest tip de experiențe?
Wow, asta e o întrebare complicată. Mulțumesc pentru ea. Cumva întrebările complicate par specialitatea mea astăzi. Da. Aș vrea 2-3 pași înapoi. Ne și întoarcem, da. În primul rând, am observat că vorbim acum despre profesii. Nu vorbim despre oameni. Profesorii sunt oameni. Oamenii au fost educați. O să am acum o mică amintire despre revista Analize în 1999. Da. A fost acel, sau 2000, a fost moment care, de fapt, a atras atenția asupra violenței și sancționării pozitive a violenței de gen, cu publicarea în Playboy a unui articol, cum să-ți bați soția fără să lași urme. Eu eram student în California atunci și am scris un articol pentru Analize. Analize, cred că era la numărul 2 atunci, nu știu dacă vă amintiți, doamnă profesoară, și articolul... Da, cred că era la numărul 3 și asta se petrecea în anul 2000. În 2000, da. A fost și un protest enorm. Așa, așa, atunci. Da. Am scris următorul articol. Întrebarea nu e cum, întrebarea e de ce. Și de ce e foarte simplu, pentru că atunci când ești mic, ți se spune punguța cu doi bani. Dacă te structurezi povestea punguța cu doi bani, mari clasici, ai literaturii române, punguța cu doi bani este o poveste normativă despre principiul masculin și principiul feminin. Margeaua. Principiul masculin, da, exact, principiul masculin, cocoșul îi crește valoarea când iese în lume, îi cresc testiculele, vine acasă cu ele și ejaculează toată bogăția. Femeia iese în lume, își pierde valoarea, îi se usucă ouăle și face o mărgică. Da? E acolo. Și continuăm să o spunem copiilor ca, cum să spun, ca definitorii structural și așa mai departe. Da, copiii astăzi se nu mai cresc cu punguța cu doi bani. Nu știu cât de mulți mai știu acest lucru. Da, și uimit mai cresc. Atunci chiar sunt uimit. Schimbare. Schimbare vin de la noua literatură pentru copii. E foarte bună. Norișorul roz, mi-aduc aminte acum unul din titluri. Sunt multe astfel de chestiuni, dar arc peste cerc 2024, chiar astăzi au fost rearestați frații Tate. Frații Tate sunt role models pentru mii, zeci de mii de bărbați. Da. Care, milioane. Milioane de bărbați care cresc și ajung profesori, politicieni, directori de firmă și așa mai departe, și care... Ce fac? Evident, reproduc acel model masculin și ajungem la masculinitate toxică. Apropo de asta, cum se spune, cele mai detrimentale cuvinte pe care le poate auzi un băiat când crește sunt două cuvinte. Fii bărbat. Da, pentru că acolo se încapsulează întreaga prezumție culturală despre ceea ce înseamnă să fii bărbat. Și toată această dihotomie de care vorbea doamna Miroiu, emoțional, rațional, divin, profan, producție, reproducție, creator, muză și așa mai departe, da? În care întotdeauna principiul masculin iese deasupra. Bun, și atunci ne întrebăm, în ce fel o instituție academică, mă întorc la ea, dacă acolo ne doare astăzi, poate să filtreze, da, accesul în poziții cheie vis-a-vis de asemenea bărbați care, așa cum, iată, spunea Alexandru Bălășescu, își aleg modele de masculinitate toxică dusă la extrem și care apoi perpetuează aceste modele. Poate, spunea doamna Miroiu, există norme, există cadre care pot fi impuse ca normă de funcționare și atunci și care ar trebui adoptate și respectate. Nici nu zic adoptate și adaptate, pentru că adaptarea este, cum spunea doamna Miroiu, s-ar putea să taie mult din ele. Nu, pur și simplu adoptate și aplicate. Că noi avem, România e bună la dat legi, mai puțin la metodologia de aplicare. Nu? Tocmai pentru că vorbim despre asta, aș vrea să întreb pe doamna Miroiu, din informațiile pe care în mod cert le are, cum stă România din acest punct de vedere, comparativ cu alte state cu care ne place să ne raportăm de multe ori? Rămânem tot la mediul academic, doamna Miroiu. Noi suntem candidați perpetui, ne e frică să nu ne pierdem penultimul sau ultimul loc la orice
inclusiv la egalitatea de gen. Asta sunt măsurători care se fac realmente de către Institutul European pentru Egalitate de Gen. Concurăm la ultimul sau penultimul loc. Deci e clar că noi suntem o societate, să spun așa, misogin retardată în mare măsură și nepermis de multă vreme. Ați făcut înainte, s-a discutat problema centrată pe sexualitate și pe agresiuni și umiliri de natură sexuală. Vă spun că există umiliri. Umilirile acestea pleacă de la concepția pe care o ai despre femei, inclusiv în mediul universitar. Uitați-vă, de exemplu, la Facultatea de Filozofie, inclusiv în ziua de astăzi, când 80% dintre absolvenți sunt absolvente și pentru că este filozofie și spiritul, mă rog, o să-l citesc pe paleologul tatăl, femeile nu pot fi metafizicieni pentru că ele sunt metafizica însăși. Adică, cu alte cuvinte, ele sunt, cu zisa lui Eminescu, o problemă și nu un cuget. Această poveste rămâne atât de înrădăcinată, încât când e vorba să faci selecția celor care îți rămân la catedră, există o excludere tacită a femeilor care ar putea să fie profesoare și care, într-un fel sau altul, dar nu ajunge să fie femeie. Trebuie să mai ai și o cultură feministă, o cultură umanistă, o cultură feministă profundă și profund democratică pentru ca să devii un instrument de dreptate de gen. În rest, poți să fii și un bărbat care face asta. Și știu destui. De exemplu, țin minte că în decanatul Mircea Dumitru lucrurile se întâmplau în felul acesta. La filologie se pare că ați avut mai mult noroc. Vă dau un exemplu simplu care cred că nici acum nu e altfel. Profesorul, unul din profesorii mei în facultate, pentru că eram colegă de bancă cu soțul meu, care într-adevăr deosebit de inteligent și de bun la logică, la un moment dat, cunoscându-mă mai bine, îmi face un compliment maxim. Cred că ești suficient de deșteaptă ca să fii dactilografa soțului tău. Această idee... Se oftează intens, să știți, doamna Miroiu, aici în studio lângă mine... Care se oftează intens ca reacție la ceea ce spuneți deci, lângă pe mine. Scurt, da? Sigur că soțul meu nu l-a luat niciodată în serios și a fost un partener, că era greu fără chestiunea asta. Însă, da, lucrurile astea se întâmplă și vreau să vă spun că întotdeauna când avem ca efect hărțuirea asta, umilirea trupească și sufletească a femeilor, trebuie să plecăm de la umilirea lor intelectuală. Pentru că acolo se află cauza cauzelor. Sigur că ea este o moștenire de natură religioasă și trebuie să recunoaștem asta. Patriarhatul, în mod fundamental, se creează și se susține ca patriarhat religios. Numai că, spunem așa, după iluminism, noi am început să trăim într-o lume seculară în care oamenii au adoptat valoarea egalității. Da. Dar după iluminism, inclusiv după umanismul puternic generat de el, până aproape de mijlocul secolului 20, toată universalizarea asta a egalității și a drepturilor omului nu a inclus femeile. Deci, pe scurt, dacă au detestat paternalismul, patriarhatul, tratarea cu inferioritate a unor oameni, toți cei care descind din tradiția umanist-democratică, nu știu cum se face că au adoptat-o în ceea ce privește femeile și foarte puțin dintre marii gânditori au scăpat de asta. La noi, accidental, a fost Cezar Boliat, de exemplu. Sau în lume, ca să zic așa, notoriu e cazul lui John Stuart Mill, dar era deja mult spre modernitate. Sau Condorcet în disputele franceze ale vremii respective, dar sunt cazuri absolut rarisime. Deci noi plecăm de la un orfelinat matern în cultură care este foarte puternic, o, dacă vreți, o strivire a modelului patern în cultură, avem o cultură, noi ne naștem, ca să zic așa, natural din femei și cultural din bărbați. Bun, acest lucru începe să se răstoarne în mod vizibil în vremea noastră.
Uitați-vă așa numai de curiozitate comparativ ce s-a întâmplat în ultimii 40 de ani cu premiul Nobel, care în sfârșit este luat și de către femei din generația mea și a mamei mele, adică primele care au avut acces la orice formă de școală. Există această dominantă imbecilă care nu mai ține pasul cu vremea, în care prejudecățile despre limitele de gândire și de creație a femeilor sunt retardate, dar foarte puternice și continuă cu ideea că femeile nu-și pot fi cap și că lor le trebuie un cap masculin ca să existe. De aici plecăm, de aici raportul de putere care se manifestă în fel și chip, inclusiv prin formele pe care le-am discutat noi azi. Doamnă Miroiu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi la TVR Cultural, la Intrare Liberă. Sunt foarte multe opinii pe care le păstrăm cu noi pentru că sunt valoroase și ele însele generează premiza pentru noi discuții. Roxana, voiam să te întreb, pentru că, iată, ne întoarcem la acest cuvânt, acest termen, feminism. În România, ai senzația că există sau mai există anumite prejudecăți legate de ceea ce înseamnă feminism, de fapt? Sigur că există, din păcate, și cumva o să ancorez puțin răspunsul într-una dintre aserțiunile doamnei Mihailei Miroiu, care cred că e una dintre cele mai puternice. Feminismul e, de fapt, un umanism cu femei incluse. Adică e genul proxim al umanismului. Din păcate, în România, încă de la început, vorbim de 90, de începutul anilor, de începutul tranziției, practic, au existat câteva mituri, apropo de feministe. Din fericire s-au mai diluat. Unul dintre aceste mituri, de pildă, e că sunt mame denaturate, nu? Că feminismul e o formă de militantism strident care e împotriva maternității și care fracturează tot ceea ce înseamnă feminitate și virtuți asociate cu feminitatea. Stridența, militantismul, faptul că feminismul, de fapt, din ignoranța celor care proliferau acest mit, e mai degrabă o formă de isterie colectivă. Da, este o gâlceavă generalizată a femeii cu bărbatul sau cu bărbații. Exact, un război al femeilor cu bărbații, pe care, din păcate, inclusiv revistele pentru femei l-au colportat ca sintagmă. Am auzit de nu știu câte ori războiul între sexe, bătălia între genuri, titluri în revistele de femei. Mergem mai departe, inclusiv la titluri, femeile sunt de nu știu unde, bărbații de sunt de... De pe alte planete, da, exact. E clar că din lumi diferite. Da, Ioana zâmbește. Da, e un zâmbet trist așa, da. Amar. Ce e important însă e că chiar și acum când o serie de femei și bărbați, sigur aliați, poartă această etichetă ideologică identitară de feministe sau feminiști, feminismul nu a apărut din eter și există o istorie importantă. Doamna Mihaela Miroi face parte din primele feministe ale României, exact, din tranziție. Prima grupare de fapt a fost o formă de dizidență culturală. Un grup care se chema Cârmâr, fondat de Mihaela Miroiu, Laura Grunberg, Adrian Miroiu, Petru Lucaci, sunt câteva dintre nume. Aceea era o formă de dizidență culturală, un grup informal. Acesta a fost practic baza, a fost baza societății analize, exact, și tot ceea ce s-a construit în feminismul românesc și în mediul academic și în cel civic. Acum când văd că se sperie lumea de feminism, când aud acest cuvânt și le creează așa un disconfort, îmi dau seama că de fapt e clar o formă de ignoranță crasă și o formă de necunoaștere a istoriei, a istoriei recente. Vorbim de femei care s-au sacrificat și au sacrificat familiile prin această opțiune. Mai degrabă, mai devreme, acum două secole de pildă, sacrificiile erau mai mari pentru că erau într-adevăr repudiate. Nu vorbim de sufragete, dar feminismul tranziției a însemnat crearea unei școli feministe. La SNSPA s-a întâmplat prin Mihaela Miroiu. A însemnat practic un T0 al feminismului românesc, cu tot ce a adus, ca mișcare civică, ca teorie politică, ca ideologie, ca intersecție ale feminismului cu științele politice, sociologie, antropologie și așa mai departe. Și atunci când văd acum această reacție cu eu nu sunt feministă, eu sunt feminină, sau un recul al feminismului, îmi dau seama de fapt câtă ignoranță și câtă tendențiozitate, meschinărie e de fapt la mijloc.
A, da. Știm cu toții, industria cinematografică și nu numai, aș putea spune că lumea întreagă a fost clătinată serios în urmă cu câțiva ani de o mișcare cunoscută drept Me Too, da? Una care a dat jos de pe soclu în modul cel mai brutal niște zei, semizei din această industrie atât de puternică a cinematografiei. Ți se pare că din acel moment lucrurile în această zonă pe care o cunoști atât de bine s-au schimbat? Schimbat e mult spus, okay. Evoluat cu siguranță. Adică toate lucrurile au fost luate mult mai în serios, pentru că deja la momentul la care a apărut Me Too, spre exemplu, eu făceam deja parte dintr-o organizație de femei care se cheamă EVA Network, se cheamă European Women in Audiovisual Network și noi făceam o seamă întreagă de lucruri încă dinainte și exista un interes deja la nivel de Europa legat de asta și de cum facem la noi în sector să schimbăm un pic lucrurile sau să ne ajutăm între noi, de fapt era mult mai mult despre asta, cum ne susținem, cum ne inspirăm, cum ne facem mai puternice unele pe celelalte pentru a rezista. Când a apărut, când a izbucnit întreaga mișcare Me Too, lucrurile au luat-o cu totul altă amploare, la toate nivelurile, adică de la colective de breaslă, până la politici, până la implementare la nivel de, nu de țară, de continent și internațional și la o cu totul altă poziționare forțată, trebuie să o spun, în a valoriza creația feminină. Pentru că lucrurile, din păcate, nu, în primă fază nu merg de la sine. Adică există această nevoie de a le impune pentru a se impune ulterior, pentru a se revela ulterior. Pentru că în prima fază nu, n-ai cum. Și mentalitățile, valorile generalizate sunt atât de înrădăcinate încât e foarte, foarte greu, inclusiv pentru oameni super educați, să-și schimbe convingerile lor profunde, interioare. Înțeleg, acceptă, dar undeva în subconștient tendința e să valorizeze, să pună înainte regizorul și nu regizoarea. Da, și aici lucrurile sunt foarte nuanțate, pentru că noi vorbim, de exemplu, revin la această poveste cu autorul, da. Creatorul suprem, care este considerat doar regizorul. Și lucrurile s-au concentrat, inclusiv statisticile, când ne uităm acum, ne uităm ca să vedem cât de prezente sunt femeile, ne uităm la câte, în primul rând, câte femei regizori există. Da. Nu ne uităm la fel de atent la câte femei adică sigur. Sunt rare momentele. Câte femei editor există, câte femei director de imagine există, câte femei producători din ce în ce mai multe. La noi, da. De exemplu, sunt mai degrabă majoritare. Dar știți cum e, în povestea asta cu producătorul și regizorul, la regizor e gloria, la producător responsabilitatea. Da. Că aia e. Și apropo, așa mai departe. Apropo de creație, vorbeam mai devreme către începutul emisiunii, Ioana, de această distinție pe care poate că unii dintre noi mai fac încă și astăzi. De exemplu, a scrie feminin sau a scrie masculin. Te-ai întâlnit de-a lungul timpului cu acest tip de privire, de abordare?
Firește că m-am întâlnit, a fost o chestiune cu care eu m-am luptat încă de la început, că mă întorc la ideea de război. Un război a fost și acesta, războiul cu prejudecata. Dar înainte de a intra răspuns, vreau să mă leg de ce a spus Roxana și să spun, eu nu sunt feminină, sunt feministă. Și cred că feministe sunt foarte multe femei care își fac bine treaba, care spun despre ceea ce li se întâmplă, care punctează inechitățile, care arată puncte nevralgice în ceea ce fac ele, în partea asta de producție de film, în artă, de toate felurile, în arte vizuale, că există o mișcare puternică acolo, în literatură. Cred că este foarte important că aceste lucruri se întâmplă și cred că nu s-ar fi întâmplat, într-adevăr, fără 1990 și fără începutul mișcării feministe, prin Mihaela Miroiu și prin toți cei din jurul ei. Pentru că acolo au fost și câțiva bărbați. Și eu zic, nu sunt doar eu feministă, am și un feminist acasă. El a avut și diplomă de feminist. Așa că e un lucru important. Întorcându-mă la situația în literatură și la întrebare, situația este limpede. Discursul acesta, iarăși, dublu, a scrie feminin. Literatura feminină a fost, scrisul feminin, a fost perceput tradițional ca un scris extraordinar de metaforic, încifrat, emoțional, cu o mâzgă psihologică nediferențiată, în care nu prea ai ce să pescuiești. Nu prea găsești idei, e metaforită, acută, nu e mare lucru. Așa era receptarea. Dacă scrii feminin, ești cam din tagma asta. Pe când scrisul masculin era un scris puternic, robust, incisiv, sigur, și care nu se ferea să spună lucrurilor pe nume niciun fel. Absolut, și mi-amintesc de ce a spus Mihaela Miroiu tot în cartea ei, cu mintea mea de femeie, că, sau nu, în altă carte a ei, nu acolo, ea spune acolo că ea și-a dorit să fie filozof când era adolescentă. Nu filozofă. Poate o să ne povestească. Da, doamna Miroiu a rămas alături de noi și îi mulțumesc foarte mult pentru asta. Doamna Miroiu, dacă sunteți și mai departe în legătură cu noi, vă rog, puteți, vă invit să interveniți oricând. Dar vreau să spun, apropo de ce spunea Ioana înainte, trei lucruri. În primul rând, că ea, ca autoare a unei trilogii transilvane excepționale, dovedește ceea ce înseamnă scriere din perspectivă femeiască, nu feministă, dar genuină și de o forță extraordinară. Îmi plac enorm cărțile ei. În al doilea rând, că face un serviciu fantastic scriind literatură pentru copii, altfel, după alte modele decât cele despre care vorbeați înainte. Și în al treilea rând, așa, cu o paranteză tot în legătură cu ea, da, Mircea Cărtărescu a fost profesor la acest masterat, a ținut un curs de gen și cultură populară, deci a fost unul dintre pionierii celor care s-au ocupat de astfel de studii și de cursuri în România. Lucru care a fost extraordinar. Dar, apropo de filozof, ca să revin la întrebare, eu mărturisesc sincer, și am mărturisit mereu, că am fost eu însă misogină. Respectiv, nu aveam în față nicio carte de filozofie scrisă de femei, eu fiind pasionată de filozofie, de la 14 ani. De unde să fi știut eu că mințile de femei pot să producă filozofie? Tot ce am putut să fac a fost să sper că femeile nu sunt în stare doar să învețe filozofie și să învețe pe alții, dar și să dovedească creativitate personală într-un domeniu atât de monopol masculin. Era o vreme în care eu habar n-aveam că în filozofia feministă este excepțională și înflorește în vest, de unde să fi știut în anii aceia. În consecință, ce puteam să-mi doresc? Să fiu filozof. Și mă simțeam extrem de flatată când mi se spunea că am o minte de bărbat. Era culmea flateriei posibile. Deci misoginismul este
o trăsătură culturală, morală, cum vreți să-i spuneți, internalizată și de femei. Eu am suferit de asta. Am spus că mie mi-a trecut pe cale spontană misoginismul în ziua în care mi-am născut copilul, pentru că am simțit extraordinarul avantaj al faptului de a fi femeie în raport cu orice bărbat. Iar din punct de vedere cultural, misoginismul mi-a trecut numai după ce am studiat foarte serios filozofie feministă. Te rog, Alexandru. Aș vrea în continuare a tot ceea ce s-a spus, dacă, și apropo de ideea că până la jumătatea secolului 20, povestea pe care o spuneam este o poveste a unui umanism fără femei, pentru că ideea creatorului ca fiind bărbat e foarte ancorată acolo, inclusiv, știți bine, acum vine George Sand, da? Scriitoare care trebuia să semneze cu un nume sau masculin, da, ca sau să poată sau Georgelie, sau George, da. Sigur. Așa. Și cred că aceste... și surorile Bronte, una dintre ele cel puțin exact, a semnat cu un nume masculin o bună bucată de vreme. Ei, și acum ce este foarte interesant este că pentru a schimba avem partea normativă care trebuie impusă până la urmă și avem și partea a ficțiunii despre noi, a poveștii despre noi. Da? Că până acum, de exemplu, povestea omului pe lună. Este primul bărbat sau astronaut sau nu știu ce care a ajuns pe lună. Nu asta e povestea. Povestea sunt vreo 10.000 de oameni care au lucrat să-l pună pe acel om pe lună, printre care foarte multe matematiciene. Sigur că da. Și ceea ce nu se spune și de-abia acum a început să se spune este că, de fapt, matematicienele erau foarte importante în secolul 19 și 20 pentru simplu motiv. Că se considera că calculul e o chestie de gradul 2. Și atunci femeile erau angajate ca computer, feminine computer, se numeau, sau femei computer. Și computerul însuși a fost o invenție pentru pentru a ieftini acest cost uman. De a face calcule și de a calcula numere. Și care erau date femeilor. Să nu uităm că Ada Lovelace este cea care, de fapt, a inventat programarea computerului. Da? Și astea sunt povești care nu se spuneau până foarte recent. Da? Auzeam de Babbage, auzeam de astronauții pe lună, nu auzeam de femeile de la NASA care au făcut calculele pentru traiectorie și așa mai departe. Și auzeam, Alexandru, de fapt, tot timpul variațiuni pe aceeași temă, că în spatele unui bărbat se află o femeie, dar această femeie era tot timpul în spate, niciodată păi, în față. E un pic și ca cum e cu producătorul și producătoarea și regizorul, da? Adică... Da, e exact lucrul ăsta. Lucrurile nu sunt spuse, nu sunt valorificate, nu sunt... Felul în care se spune povestea e centrat, cum știm? Da. Cel care câștigă bătălia e cel care face istoria, care scrie istoria. Exact, nu? Exact. Și cam așa rămâne și în cazul ăsta, în care povestea e spusă dintr-o perspectivă. Da. Păi e un pic ca Ioana. Pe cine interesează cum e cu nașterea, că jumătate ce, e nimic extraordinar. Dar ce e extraordinar într-o poveste a unui bărbat care are o criză de middle age, nu? Toți bărbații au o criză de... sau toți. Da? Eu mă bucur, că doamna Miroiu a vorbit inclusiv de literatura pentru copii pe care Ioana o cunoaște foarte bine și pe care Ioana o scrie, pentru că inclusiv aceasta era o direcție pe care aș fi vrut să o atingem un pic. În ce fel, prin intermediul acestei noi literaturi pentru copii, am avut exemple din trecut care perpetuau aceste modele cumva greșite și toxice, în ce fel noua literatură pentru copii încearcă întrucâtva să îndrepte lucrurile, să le corecteze, să le nuanțeze. Mă bucur mult că am ajuns la întrebarea asta, pentru că oricum aș fi vrut eu să mă întorc către ea, fiindcă ea se leagă de educație. Tocmai. A fost spus aici cât de important e ca la vârste foarte mici să ai modele valide, fiindcă un copil întotdeauna va vedea dincolo de poveste. El va trage învățătura aceea morală într-un mod atât de limpede, nici nu trebuie să îi se spune, el va înțelege cu precizie. Și așa că este foarte important așa. Eu cred că două lucruri.
odată, literatura pentru copii, în literatura pentru copii, să avem modele formatoare care sunt din ambele genuri, atât fete cât și băieți. E esențial ca noi să-i ducem pe copii către cărți sau, dacă aceste cărți sunt transformate în filme, cum se întâmplă acum, către ficțiuni vizuale în care personajele feminine să aibă și ele partitura lor. Că lucrul acesta s-a întâmplat și se întâmplă de ceva vreme, este extraordinar de important și acum trebuie să spun că eu sunt și profesoară și că eu lucrez cu categorii de copii diferite de la 6 ani până la sfârșitul studiilor lor și cu studenți lucrez, dar copiii mici sunt un tip de copii, copiii mai mari, de curând, de exemplu, un copil de 14 ani pus să imagineze un scenariu pentru un astfel de film. Nu, am fost extraordinar de surprinsă. Nu și-a luat ca model, cum ar fi făcut orice copil din generațiile anterioare, un personaj masculin, ar fi scris neapărat despre un erou masculin, orice copil din trecutul nostru. Eroii erau băieții. Istoria în continuare este predată la școală exclusiv pe voce masculină. Pe voce masculină. Eroii erau întotdeauna băieții. Ei, acum, acești copii, fete și băieți deopotrivă, vorbesc de un grup de 30 de copii, au ales aproape așa, paritate. Și m-am gândit, wow, e prima dată când se schimbă generațiile. Ăștia sunt copii crescuți altfel, cu altfel de modele și de fapt asta dă rezultat. Și atunci mă întorc la ideea de intervenție exterioară în educație. Deci din literatura pentru copii ajung în programe școlare și ajung în ceea ce este absolut dureros și înspăimântător, în liceele unde sunt numai portrete de bărbați. Exact. Eu am numărat 30 odată, sunt olimpiade, eram cu un grup de olimpici și eram într-un liceu mare și erau așa toate holurile cu tablouri și m-am uitat, erau 30, toți erau bărbați, nu era nicio femeie, m-a apucat spaima. Pentru că ei sunt modelele, ei nu sunt acolo degeaba. Facultatea de Litere din București. Vă rog să vă uitați în continuare ce tablouri sunt la intrarea acolo, către secretaria, către zonele unde se decid lucruri. Sunt aceleași cu acum 40-50 de ani, nu știu, nu s-a schimbat absolut nimic. Deci lucrurile astea sunt dureroase. Faptul că la bacalaureat încă nu s-au schimbat programele, trebuie musai să se schimbe, să lucrez la ele de ani de zile. La bacalaureat copiii nu studiază nicio femeie. Sunt foarte mulți părinți care se uită la noi și care nu mai știu că femeile nu mai sunt prezente în literatură. Înainte erau. Ori asta e șocant. Nu știu cât de multe erau și înainte. Totuși, acum nu este niciuna. Adică nu mai e Hortensia. Da. Exact la Hortensia Papadopoulou. Cel puțin pe vremea mea Hortensia încă era. Nu mai este. Adică nu, vorbesc de canon, de autori care sunt ceruți la bacalaureat. Că mai ai cât un extras din Simona Popescu sau din Ana Blandiana sau alte autoare, da, asta se găsesc. Inclusiv eu am texte prin cărțile. Da, dar sunt accidente, sunt periferice. Sunt accidente, da. Sunt periferice, nu sunt... Vorbesc de ceea ce contează. Da. De șira spinării unei culturi. Și tot aici aș mai vrea să spun un lucru și după aia las discuția. Cum am făcut eu în momentul în care, având o clasă extraordinară de copii foarte buni, foarte competitivi, bun de tot, care vorbeau câte două limbi străine și am ajuns cu ei la vârsta lor de 15 ani și acolo aveam niște fete formidabile în clasa asta. Și a trebuit să le spun prima dată fetelor, știți că de fapt intrați într-o lume care vă va discrimina. A trebuit să le spun lucrul ăsta. Și una dintre fete a avut așa o pierdere, nu o să uit niciodată expresia ei. Adică nu-i venea să creadă, adică cum mă va discrimina? De ce mă va discrimina? Pentru că eu trăiesc într-o lume în care mi se spun mereu lucruri valabile despre moralitatea tuturor, despre echitate, avem aceleași drepturi cu toții, adică cum o să fiu discriminată? Asta este o realitate pe care cred că toate femeile
o trăiesc. Noi vorbim aici, avem acces la discurs, spunem lucruri, dar sunt absolut convinsă că nu există femeie în, nu știu dacă în lume o exista, dar în România nu cred că există o femeie care să nu fi fost discriminată într-un moment sau altul al vieții ei. Pentru că am ajuns cu discuția aici, nu uit că la începutul emisiunii am vorbit și despre discriminarea pozitivă. Roxana, avem și asemenea exemple în societatea noastră? Foarte puține și de altfel există și un recul al acestei sintagme, pentru că pare un oximoron, da, pe de-o parte, și atunci e înlocuită mai degrabă cu politici afirmative. Sună mai bine, să zicem, pentru anumite urechi. Nu există. Și, iar aici nu m-aș referi doar la femei, da, ci putem să extindem către rasă, către minorități etnice, către minorități sexuale. Deci avem nevoie de politici afirmative care să corecteze cumva secole întregi de discriminare. Dar ce mi se pare problematic e că, apropo de cum creștem noi copiii ca viitor cetățenii, așa, și făcând legătura cu ceea ce a spus Ioana, nu e suficient că îi creștem de mici cu personaje ca Ferbonia, care e un personaj minunat, sau ca Pipi și Osețica, de pildă un personaj celebru în literatura scandinavă, dacă mai târziu ajung la liceu sau pe holurile facultăților și personajele feminine care au făcut istorie sunt total evacuate. Dispar. E o schizoidie aici. Și dacă ne referim la adolescente care internalizează de mici această formă de fragilitate și de discriminare, o să povestesc, mi s-a întâmplat la un liceu din Iași, o clasă de elită, în care o fată care scria mi-a zis: de ce sunt întrebată mereu dacă eu cochetez cu scrisul, iar băieții care scriu nu sunt niciodată întrebați, de parcă sigur scrisul e o cochetărie, exact, ceva frivol, ceva decorativ, pe când scrisul ceva băieților, feminin, exact, ceva feminin. Tot acolo am ajuns. Pe când scrisul băieților era ceva serios, sigur, intra în revistele școlii, construia o carieră nu literară. Nu era un hobby, ci exact, era un parcurs. Exact, o cochetărie, da. Cum ar putea fi pentru un bărbat? Cum să cocheteze un bărbat, nu? Cum să fie cochet un bărbat. Da, știu. Mi s-a întâmplat de multe ori să fiu întrebat. Dar asta e interesant, că există și, cum spuneam, întotdeauna trebuie aduse un pic de balans aici, că avem, să spun, definițiile acestea dure de gen, care sunt culturale, și apoi experiența personală a fiecăruia. Și fiecare dintre noi are o experiență personală care balează între genuri, de fapt. Câteodată sunt între genurile definite cultural. Adică câteodată, conform definiției culturale, suntem mai feminini, câteodată suntem mai masculini, mm-hmm, sau mai feminine sau mai masculine. Da? Avem, exact, da, avem această, în timpul vieții, în diverse contexte și în diverse ambienturi, avem această oscilație, care apoi este dur sancționată și foarte stereotipificată. Eu mi-am scris lucrarea de doctorat de mult despre modă. Pentru că am scris lucrarea despre modă, am și scris în carte despre acest lucru, eram totdeauna interogat asupra sexualității, asupra... Da. Asupra... Sigur, sunt locuri comune pe care încă le cărăm după noi, absolut, din păcate, absolut, ca societate, ca grupuri. Mi-amintesc o discuție în care am fost angrenat în urmă cu niște ani, legată tocmai de scriitura feminină, de o anumită estetică feminină, și am replicat că le doresc celor care mă întrebau în acel moment să citească cel puțin două autoare, Doris Lessing și Elfriede Jelinek, pentru a vedea acolo o scriitură feminină, cu ghilimele, mai masculină decât scriitura multor autori. De asemenea, în cinematografie, îi invit pe toți să vadă Catherine Bigelow, iarăși o regizoare care este feminină, cu ghilimelele multe de rigoare, până în Măduva Oaselor. Până una alta, întrebarea de final pentru noi este: cât mai operăm, cât simțiți că ne mai lovim în aceste medii intelectuale despre care am tot vorbit, cu asemenea stereotipuri, cu asemenea clișee? Ada, cinematografia mai este definită în continuare ca fiind o cinematografie mai degrabă feminină sau mai degrabă masculină? Genul, până la urmă, în artă, de oricare ar fi arta ea, încă mai are prezență, mai are fundament? Câtă vreme o să măsurăm prezențele feminine,
și ele nu vor fi by default, da, nu vor fi de la sine înțelese. Iată. Da. Avem în continuare o problemă. Le măsurăm încă și e firesc să se... E un proces, nu se poate întâmpla peste noapte și încă o dată nu se poate întâmpla fără aceste politici, fără aceste impuneri, fără aceste, acest push, da, de a schimba tablourile de pe coridoarele liceului la care au studiat și băieții mei și unde în timpul ședințelor cu părinții mă uitam și zic, bă, da, chiar nu se găsește nici în istorie, nici în științe, nici în literatură, nici nicăieri nu se găsește o femeie măcar de frumusețe să împodobească peretele ăsta. Adică, da, deci da, avem încă de treabă și câtă vreme nu va veni de la sine și nu, câtă vreme se va vorbi despre câte femei sunt prezente aici sau acolo, încă avem o problemă. Ioana. Încă avem o bătălie de dus, vorbind de războinici, de luptători. Eu spun mereu că sunt fericită că m-am născut în... nu știu, în secolul trecut și iată, am prins și mileniul 3, pentru că eu cred că e cea mai bună perioadă pentru femei din totdeauna, cel mai bun timp pentru scriitoare, dar nu înseamnă că nu mai avem multe treabă. Poate că cea mai bună perioadă va să vie, da, și ne așteaptă... Va veni. Da. Suntem pe drum. Pe un drum cea mai bună bun de până acum. Da. De cât a fost înainte. Din păcate este, și asta mi-e cu spaimă, este un drum, nu avem timp să mai discutăm, este un drum care atât de tare poate fi rupt. Poate fi rupt deodată, prin politici îngrozitoare. Mă gândesc la avort, Polonia, nu știu ce. Da. Prin... corpul femeilor, care deodată poate fi luat, prin e atâta atrocitate în jur. Noi iarăși mulțumim cerului, adică eu mulțumesc cerului că trăim într-o lume încă sigură. Roxana, o idee de final. O să merg cumva în cheia deschisă de Ioana. Ne cam bate un glonț antidemocratic pe la urechi. E un spectru care bântuie Europa, a ajuns și la noi, din păcate, e gonflat electoral. Să sperăm că nu o să vedem pe scena politică personaje absolut insalubre, misogini, sexiști, homofobi, rasiști. Suntem deci toate cu ochii tarele, la ce se întâmplă și în America, exact, în acest an. Toate tarele caracteriale înmagazinate în astfel de personaje. Ne rămâne doar să sancționăm derapajele. Și apropo de artă, cumva vreau să închei nota aceasta, eu n-am o problemă cu segregarea artei, arta feminină versus arta masculină sau literatura feminină versus literatura masculină, câtă vreme nu ascunde un reflex de ierarhizare, un reflex latent pe care îl avem de secole întregi și de care trebuie să scăpăm. Alexandru. Eu nu pot decât să fiu de acord cu ce s-a spus și mă gândeam acum că apropo de faptul că există o perspectivă feminină, într-adevăr, în multe lucruri. Da. Acum sunt foarte preocupat de chestia cu artificial intelligence, cu inteligența artificială și cele mai bune cărți de destructurare, de deconstruire și de critică a inteligenței artificiale vin de la femei programatori. Catherine O'Neill, O'Giblin, care a fost tradus acum la Humanitas, cine mai sunt multe, dar de acolo vin și vin pentru că vin în cheia citirii inteligenței artificiale ca fiind o fantasmă masculină, o fantasmă de secol 19, de proiecția obiectivității, de crearea ceva care este perfect obiectiv, ca un fel de subiect masculin prin excelență. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru prezența astăzi la Intrare Liberă. Îi mulțumesc și doamnei Miroiu, care a fost alături de noi și cu o prezență atât de prețioasă. Doamnelor și domnilor, eu sunt Marius Constantinescu. Rămâneți și mai departe alături de TVR Cultural.